Bună ziua! Sunt profesor Cristina Popa, expert în realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Dintre relațiile semantice, astăzi vom vorbi despre omonimie. Materialul se adresează elevilor de clasa 7-a de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiar. Există vreo legătură la nivelul înțelesului între cuvintele scrise cu verde? M-a luat somnul târziu în noapte. Somnul prins de tata la râu este foarte mare. Lacul sfântana este vizitat de mulți turiști. Am șters lacul de pe unghii. Râul curge lin. Tatăl meu a pescuit un lin. După cum o dovedesc și imaginile asociate cuvintelor, nu există nicio legătură la nivelul sensului între cuvintele cu aceeași formă, somn, lac, lin. Aceste cuvinte apar în dicționar în articole diferite. Somn, starea celui care doarme, somn pește. Să ne amintim așadar, cuvintele cu aceeași formă și cu sens complet diferit se numesc omonime. Să ne amintim în continuare. Omonimele pot fi. Omofone se pronunță la fel. Mi-am cumpărat o rachetă pentru partida de tenis de mâine. Agenția Spațială a lansat o rachetă spre Marte. Sau omografe. Se scriu la fel. Acele eleve sunt la ora de chimie, acele de cusut trebuie să stea într-o cutie. De asemenea, omonimele pot fi. Aceeași parte de vorbire, numite și lexicale, prietenul meu cântă la baterie. Substantiv. Aparatul radio are nevoie de încă o baterie substantiv, sau părți de vorbire diferite. Castelul avea o poartă secretă, substantiv, fetița poartă o rochie roz, verb. Atenție! Omonimele lexicale pot fi totale, când cele două cuvinte au forme identice în vorbire, atât la singular cât și la plural, la care pluralul lacuri pentru ambele sensuri, în țara noastră avem multe lacuri, am cumpărat lacuri de unghii de diferite culori sau parțiale când au forme diferite doar la plural. De exemplu, glob are pluralele glob și globuri, specializate pentru fiecare sens. Am învățat despre globi ocular la biologie. În cabinetul de geografie sunt globuri geografice mari și mici. Să exersăm împreună! Găsiți omonimele care au definițiile următoare: Locuitor al Imperiului de pe vremea lui Cezar, scriere literară de mare întindere: roman, grup de răufăcători, fâșie de material, bandă, obiect de șterg tabla, ciupercă, burete, cuvânt scurt prin care se confirmă. În mâna. Da. Să exersăm printr-un alt exercițiu. Alcătuiți enunțuri cu două dintre sensurile omonimelor date: car, han, milă. Eu car bagajele până la tren. Un car tras de boi trece pe drum. Doi călători au poposit la han. Tribul mongol era condus de un han. Băiatului s-a făcut milă de cățelul înfometat. Vaporul a parcurs doar o milă din cauza gheții. Vă propun să exersați singur sau în perechi. Identificați în coloana B sensurile omonimelor din enunțurile de pe coloana A. Tata a fotografiat un râs în pădure. Profesoara a scris un sol pe portativ. Am cumpărat o lamă pentru microscop. Colegii mei au râs la gluma pe care am spus-o. Pentru râs din primul enunț, sensul este de animal sălbatic ce seamănă cu o pisică. Pentru celelalte, găsiți voi sensurile potrivite. Atenție la sensurile cuvintelor! Succes!